Nu puteți să nu recunoașteți că e o mare performanță a unui tip simplu din Caracal, care împingea o roabă acum 20 ceva de ani, undeva în București, și care nici nu știa unde e Piața Scânteii, sau nici nu se aștepta vreodată să fie invitat de cei doi mari jurnaliști ai momentului, Ionel Anăstase și Marius Nițu, la emisiunea lor. Din nou în direct, a doua parte a emisiunii Ora de Vârf, cu un invitat special, Dan Diaconescu. Aflăm, sper, în această seară, secretele negocierilor dintre PPDD și PSD. Aflăm, sper, domnule Dan Diaconescu, ce vreți, de fapt, de la guvernul Ponta, care sunt ministerele sau cine știe ce altceva vă este promis sau solicitați dumneavoastră. Pentru început, cum decurg negocierile? Bună în ce fază sunteți? Bună seara! Bună seara tuturor! O să aflați tot ceea ce doriți în această seară. Eu, spre deosebire de ceilalți de pe scena politică actuală sau fostă, eu sunt deosebit de sincer, fiindcă cred că sunt primul jurnalist din România care, să fiu iertat, reușesc această performanță de a nu mai sta pe margine, de a face un partid când nimeni nu-mi dădea șansă și iată de a și intra la guvernare, dacă se va întâmpla asta săptămâna viitoare sau săptămâna viitoare, la numai 2 ani. Aproape am crezut că ne dați o știre în premieră în această seară. Asta vreau să spun. Suntem la un pas, puteți să și chemați pe cei de la Cartea Recordurilor, suntem la un pas de a stabili un record. Iată, noi undeva în iunie 2012 începeam efectiv activitatea asta politică cu acele alegeri locale. Astăzi suntem în iunie 2014 și discutăm deja de guvernare. Nu puteți să nu recunoașteți că e o mare performanță a unui tip simplu din Caracal, care împingea o roabă acum 20 ceva de ani, undeva în București, și care nici nu știa unde e Piața Scânteii sau nici nu se aștepta vreodată să fie invitat de cei doi mari jurnaliști ai momentului, Ionel Anăstase și Marius Nițu, la emisiunea lor. Deci trebuie să recunoașteți că e o performanță ca la 2 ani după ce mi-am pus în minte, în primul rând, un vis, ce să vezi dumneavoastră, și dar nu ne mai discutăm de guvernare. Ce aș ceru și ce vi s-a dat. În primul rând că vreau să-i rog pe toți sensatorii să fie foarte atenți la această emisiune, fiindcă nu vreau să mai existe discuții cum au existat în ultimele zile. Am auzit pe diverse televiziuni, în diverse medii, online sau tipărite, diverse discuții, diverse speculații care nu și-au locul. Eu vreau să vă spun acum povestea reală, da? Adevărul gol-goluț despre aceste negocieri care au avut, au loc și vor avea de acum încolo. În primul rând, că repet, eu când mă uitam la televizor de acolo, de la Vatican, vedeam în România tot felul de discuții. Unii ziceau că sunt cu domnul Băsescu, alții că sunt împotriva domnului Băsescu. Unii ziceau că sunt de dreapta, alții că sunt de stânga. Și ce mi-am spus eu? Vorbeam cu dumneavoastră de acolo, de la Vatican, și discutam pe diferite subiecte și am zis ce ar fi să mă întorc în țară. Și la un moment dat s-a produs și această minune, când nimeni nu mai aștepta, s-a întors Dan de la Vatican. Odată ce am ajuns aici în țară, am zis ce ar fi să dau eu un fel de șah și mat, cum îmi place mie, celor din clasa politică. Și ce idee mi-a venit, și mă rog că a fost îmbunătățită și de alți colegi de-ai mei, mai deștepți decât mine și mai înțelepți. Ce ar fi să apar eu la televizor, în direct la România TV și la alte televiziuni, într-o conferință de presă transmisă la Palatul Parlamentului, și să-i întreb pe toți politicienii pe care îi cunosc în mod personal, ca jurnalist, ei ca invitați, am vorbit la telefon sau în studiouri. Să-i întreb așa, care sunteți fraților cu Băsescu și care sunt împotrivă? Nefăcând un proces de intenție celor care sunt împotriva lui Băsescu. Pur și simplu vreau să știu. Fiindcă era așa o debandată, o degringolată totală. Unii ziceau că sunt cu Băsescu, alții că sunt împotrivă, unii se jurau, alții nu se jurau. Și ai stai să vedem adevărul gol-golos. A făcut un recensământ politic. Un fel de recensământ, un fel de sondaj printre cei 10-15 lideri politici mari ai actualei clase politice, da? Și a zis: "Oameni buni, nu vă supărați. Vă întreb și eu, care sunteți cu Băsescu, care sunteți împotrivă? Cei care sunteți împotrivă, dacă puteți căutați-mă, dacă nu vă caut eu, dați-mi cumva un dip și vă sun înapoi sau dați-mi un SMS sau trimiteți-mi o telegramă, o scrisoare sau lăsați-mi vorbă, care sunteți împotriva, care sunteți cu Băsescu, de asemenea spuneți-mi, ca să nu mai fie degringolat asta." Domnule, zici, și făcut. Stați să vedeți. Am făcut asta și au venit către mine cei din PSD, da? Cei din PSD și punct, fiindcă vreau să fac o mare precizare. Nu vorbim de vreo alianță cu PSD, UNPR, PC, posibilă, ci vorbim doar de o coabitare, o coaliție cu PSD.